1953, a funcționat în casa proprietarului Dumitru Ionescu. Din 1957 funcționăm aici în incinta Căminului Cultural. Ce pot să vă spun? Avem un fond de 9.000 de cărți. Din 2011 facem parte din programul Biblionet. Am fost dotați cu 4 computere, videoproiector, imprimantă și avem acces gratuit la internet. Pot spune că de când am intrat în programul Biblionet, așa, biblioteca a renăscut, să spun. Nu ne adresăm doar cititorilor carte și avem un serviciu. Ne-am dezvoltat, să spun așa, biblioteca a venit în întâmpinarea cetățeanului. Avem un parteneriat cu școala, cu asociație de mediu, cu poliția locală. Avem parteneriate cu Biblioteca Județeană, la nivel național cu Fundația IREX, care prin fundație au fost dotate calculatoarele. Dacă aveți întrebări sau doriți, nu știu ce să vă spun așa o mare parte, cum dumneavoastră mă întrebați și eu vă răspund așa. Deci am avut cursuri de inițiere calculatoare pentru cei mici și pentru adulți, cei care au fost dornici de... pentru cei mai în vârstă, care au peste 50 de ani. Nu au fost foarte multe cerințe, dar acei 10 utilizatori, să spunem că au fost bineveniți și zicem că le-am fost utili, spun eu, pe parcursul anilor. Avem un proiect cu Camera de Comerț. Anual organizăm cursuri aici. Anul acesta s-a finalizat un curs de lucrător comercial. Un număr de 30 de persoane au finalizat acest curs. Avem parteneriat cu grădinița, să spun așa, nu săptămânal, dar lunar avem activități dedicate celor mici. Avem un parteneriat cu școala, orele de dirigenție să țină în mare parte să fac prin gest mare de tot ca la pescuit. Când te duci la pescuit, ați văzut ce ai prins un pește. Da, uite, așa era distanța între voi. Haideți, până acum am glumit. Haide, sunt serios. Am avut o dimineață puțin mai bună. De obicei, dimineața vin la primărie 1, 2, 3, 10 oameni și nu se mulțumesc, că vin să ceară câte ceva sau să fie nemulțumiți. În dimineața asta, cum am făcut, nu mai m-a certat nimeni, nu mi-a cerut nimeni. Nimic. Asta sunt puțin mai o să vă certăm noi. Un început trebuie să fie tot timpul. Deci aportul meu la... Da, ca administrație publică la implementarea proiectului Biblionetul. Răspunsul ar trebui să-l dea în cuța, că dacă e să spun ce aport. V-am spus, fără mine nu se făcea nimic, așa că este aportul. Nu. Adevărul că administrația, de administrație depinde, și cineva trebuie să înceapă. Corect. Odată început procesul, începe să o facă și observi tot timpul ce trebuie și adaugi. În fiecare zi și copiii, și părinții, și bibliotecarul, și profesorii descoperă că lucrurile nu stau pe loc și tot timpul trebuie să mai pui câte ceva și să fie bine. Acum niciodată n-am refuzat orice mi s-a cerut. Cred că și cererile au fost și pertinente și cum să spun, de bun simț. Și astfel încât cred că domnișoara bibliotecară este mulțumită. Copiii cred că sunt și ei mulțumiți. N-au venit să se plângă. Din contră, de câte ori vin aici, găsesc mulți copii. Interesant este că și în timpul verii, când ai crede că ei sunt în vacanță și ar trebui să meargă la scaldă, la rup, ei vin la bibliotecă. Doc, dumneavoastră ca primar, ce beneficii personal ați simțit de la implementarea acestui proiect? Aparent sunt platonice aceste beneficii, dar e o satisfacție imensă să știi că ai de tine copii și copiii se duc acasă, povestesc părinților că primarul e lângă ei, capăt încredere. Vedeți, trăim niște vremuri nu așa extraordinare, ne-am cam înstrăinat în ultima vreme. Grija banului, grija zilei de mâine ne face să fim mai